Cel puțin 20 de construcții, în mare parte anexe din curtea Minei Petrila, vor fi în sfârșit demolate. Vorbim despre construcții care nu sunt protejate ca monumente istorice, iar apoi cele care rămân vor fi predate primăriei din localitate. Construcțiile nu au putut fi rase de pe suprafața pământului, pentru că întreg procesul de demolare și ecologizare stagnează de luni bune, cu scopul de a păstra clădirile ce ar putea să fie folosite. Am primit avizul pentru încă 20 de clădiri, vorbim de clădiri anexe, în mod deosebit, nu clădirile care sunt în perimetrul monumentelor istorice pentru a fi supuse procesului de demolare și ecologizare, clădiri care vor intra, conform proiectului tehnic reactualizat, în acest proces, urmând ca în zilele următoare, săptămânile viitoare, să avem întâlniri atât la Ministerul Energiei cât și la Cancelaria Primului Ministru. Ne-am dezbătut problema pentru ca aceste clădiri să poată fi preluate de Primăria Petrila printr-o hotărâre de guvern, pentru că vorbim de niște clădiri care au o valoare și care această valoare trebuie reglementată cumva de Ministerul de Finanțe printr-o hotărâre de guvern. Lucrările de demolare care nu au fost efectuate au ținut pe loc și închiderea celor existente, așa cum este cazul puțurilor ce fac legătura cu suprafața. Acestea pot fi oricând o problemă pentru cei care ar ajunge în preajma lor, din cauza gazelor ce sunt emanate din subteran. Însă conducerea societății de închideri de mine spune că lucrările vor fi rezolvate și în acest sens. Cele 20 de clădiri se demolează conform proiectului și cu materialul rezultat din aceste 20 de clădiri vom continua ramblerea puțului centru pentru a pune în siguranță și ultima legătură cu suprafața de la Mina Petrila. Toate clădirile din incinta Minei Petrila trebuiau demolate până la 1 ianuarie 2016, dar un grup de arhitecți a căutat soluții alternative la demolarea clădirilor minei, întregul demers fiind grupat sub denumirea generică Petrila Patrimoniul Industrial ca sursă de regenerare urbană, un punct de reflexie privind istoria Petrilei și un punct de proiecție a unui posibil viitor al Petrilei, diferit de cel trasat până acum. Rămâne de văzut cât din planul inițial va fi aplicat la Petrila, după ce incinta va fi ecologizată și clădirile istorice rămân în picioare.